din punctul meu de vedere, o partidă foarte slabă, un nivel tehnic foarte slab, pe un teren sintetic care nu se poate juca fotbal, pe o căldură insuportabilă. Dar, la urma urmei, am câștigat un punct. Noi mai avem foarte mult de lucru, foarte mult de suferim la omogenitate, pentru că am antrenat o echipă și acum, înainte de începerea campionatului, m-am trezit cu altă echipă. E foarte greu, nu avem relații de joc, nu avem anumite trasee foarte bine puse la punct. Deci eu știu că încă mai avem de muncă, foarte mult de muncă, mulți jucători noi care au venit la un nivel de pregătire mai scăzut, trebuie să-i punem la punct din punct de vedere fizic. Deci foarte, foarte mult de lucru. Dar, la urma urmei, acest punct e un punct câștigat la o echipă în deplasare. Mergem mai departe și ne așteaptă un meci de cupă miercuri în care trebuie să gestionăm foarte bine situația. Pe urmă, duminică, jucăm cu Daco Getica. V-ați așteptat mai mult de la acest joc? Da, mă așteptam mult mai mult, sincer. Mă așteptam mult mai mult. Am urmărit adversarul, dar a intervenit o, să spun așa, ambiție, orgolii, unde în momentul când se ridică aceste două aspecte, e normal ca valorile să se egalizeze. A fost totuși un derby mai mult la nivelul? Nu, derby nu. La nivelul conducerii? Nu cred. Sunt două echipe cu obiective, să spun, aceleași, în care încercăm fiecare, noi încercăm să construim o echipă acum după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Pandurii încearcă să supraviețuiască și ei. Deci, nu pot să spun că ăsta e un derby. Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Obiectivul dumneavoastră concret care este? Salvarea de la retrogradare. În tur. Deci, în prima parte a campionatului, salvarea de la retrogradare. În partea a doua, locurile 1-10. Pentru că, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că s-a obișnuit și anul trecut la Oradea, am început la fel. Am încercat să construim o echipă, am construit și în retur, abia în retur am început să culegem, să spun așa, rezultatele muncii. Pentru că e foarte greu să adun jucători de la o săptămână la alta și să implementezi niște idei tactice, niște relații de joc, trasee de joc. Deci e foarte greu. Trebuie să avem răbdare și eu spun că o să fie ok. Ai așteptat achiziții? Achiziții, eu știu. Problema principală, eu nu sunt, nu spun că n-aș vrea, nu mi-aș dori, dar e foarte, foarte important jucătorii care vin, dacă mai vin. Sunt jucători care vin total nepregătiți până se integrează, iar e timpul scurt ca să mai avem, să spun, răbdare după ei. Pentru că campionatul e în derulare, punctele sunt puse în joc, noi tot să așteptăm și așa avem probleme care le avem în momentul de față. Deci nu cred că o să mai fie, să spun, achiziții. Ce vă propuneți în Cupa României? O să dăm șansă unor jucători care n-au avut minute să joace, să ne lămurim și de situația lor. Avem un lot de 24 de jucători, 25 de jucători de câmp plus 3 portari. Să vedem și pe ceilalți la treabă. Nu e un obiectiv, să spun, primordial Cupa României, dar sunt jucători care au contract cu clubul, normal trebuie să-și facă datoria. Să-i vedem și pe ei la joc. Jucați la Severin, apoi în campionat cu tot la Severin. Vă mai duceți între timp la Sfânt Marten sau să rămâneți? Nu, rămânem aici. Da. Rămânem și ne antrenăm aici. Nu are rost să mai mergem la Sfânt Marten pentru că e și distanța, și zilele apropiate. Deci rămânem o săptămână jumate, rămânem aici. Și la Târgu Jiu și la Severin. Nu, e păcat. Acum am stat și înaintea jocului am ieșit puțin să văd stadionul, să văd baza. E păcat că trebuie să un oraș ca Târgu Jiu, cum am spus și la Oradea, un oraș ca Oradea, Târgu Jiu, trebuie să aibă clar cel puțin echipă la Liga a doua. Dar eu sunt 100% convins că și aici și la Oradea maxim, să spun, 2-3 ani o să vedeți că o să fie, pe harta fotbalului, o să fie echipe și la nivel de Liga a doua, Liga 1. Credeți că dacă s-ar fi jucat pe stadionul cel mare, pe teren, acolo... Era cu totul și cu totul altceva. Era și cu totul și cu totul altceva. Cum am spus, pe noi ne dezavantajează clar suprafața sintetică, o suprafață nu tocmai bună.
Deci nu e o suprafață de calitate unde mingea să rea, țopăia. În fine, sunt 100% convins că dacă se juca pe terenul mare, cel nou, probabil era și alt public. Era o calitate a jocului, din punct de vedere tehnic, era alt nivel. Sunt 100% de lucrul ăsta. Dar aici, pe terenul acesta, e foarte greu să-ți dezvolți părțile tehnice. Eu vorbesc la nivel de echipă.